Bună ziua și bun găsit la o nouă emisiune pentru sănătatea dumneavoastră. Vorbim astăzi despre proiectele în derulare de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași. Alături de noi se află doamna Alina Belu, bioinginer medical și manager al acestei unități sanitare. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc de invitație! Începem cu prima întrebare care s-ar pune în mod logic. De cât timp lucrați în acest spital? De peste 20 de ani. Prima mea zi de muncă a fost pe 18 martie 2002. Și dacă e să ne uităm în urmă, cum a fost această perioadă din punctul de vedere al bioinginerului medical? Din punctul de vedere al bioinginerului medical, în acest spital am crescut din punct de vedere profesional, dar și uman. Eu pot să zic că sunt produsul acestui spital, deci cadrele medicale din acest spital m-au crescut, m-au învățat ca să ajung la acest nivel în acest moment. Eu mai glumesc cu ei și spun, dacă aveți reclamații, vă îndreptați către voi, că înseamnă că voi n-ați făcut bine ceva în educația mea. Nu, a fost o echipă. Noi suntem la Spitalul de Copii o echipă. Eu pot să zic că am fost norocoasă. De ce? Am crescut acolo, am avut libertatea să pot evolua profesional așa cum mi-aș fi dorit și acum, așa cum doresc tuturor. Putem spune că ați crescut acolo ca într-o familie? Exact. Și într-o familie sunt și lucruri bune și lucruri rele. Sunt și lucruri bune, sunt și lucruri rele. La început toată lumea se uita așa mai ciudat, nu prea înțelegea cu ce se mănâncă această specialitate, dar evoluția din anii următori în care tehnologia a invadat pur și simplu secția de anestezie, terapie intensivă și până la urmă întreg spitalul, a făcut ca echipa medicală să înțeleagă nevoia prezenței mele. Și atunci această dotare a secției a făcut ca să se unească tot colectivul. Pentru că nu poți lucra singur, nici medicul nu poate lucra singur, nici asistenta și nici eu. Toți suntem acolo pentru pacient, iar medicul trebuie să aibă toate informațiile de la bioinginerul medical și toate soluțiile și tot ceea ce înseamnă terapie și îngrijire din partea asistentei medicale. Și atunci putem spune că formăm o echipă în beneficiu pacientului. La noi este și mai sensibil, pentru că e vorba de copil. Ce este un bioinginer medical și care e rolul lui într-un spital? Eu vă spun din experiența mea, bioinginerul medical pe secția terapie intensivă managerează tot ce înseamnă echipamente medicale, instruire permanentă, perfecționare în ceea ce privește utilizarea echipamentelor medicale, tot ceea ce înseamnă consumabile, service. Inginerul medical spune acest echipament poate fi utilizat în siguranță sau nu. Și un alt aspect, la nevoile pacientului, medicul poate solicita alternative de tehnologie. Și atunci bioinginerul medical este cel care îi oferă, pentru nevoile pacientului, variante de tehnologii care să aibă cel mai mare beneficiu asupra pacientului. Nu mi-ați spus de minusurile din toată această perioadă pe care le-ați sesizat. Minusuri nu pot să zic că au fost. Poate am avut idei care nu au fost pe aceeași linie, dar până la urmă, de dragul copiilor, pot să zic că toată echipa este acolo și chiar dacă avem cumva un conflict, este atenuat pentru că toată concentrarea este asupra lui, asupra pacientului. Nu mai ține de orgolul tău personal. Te sacrifici orice îi face ca să fie el bine. Noi lucrăm cu copii. Spuneați la un moment dat că pentru dumneavoastră copiii sunt cel mai important lucru de pe pământ. Exact. Mă gândesc ca și mamă, dar ca și manager. Și dacă tot ați amintit de funcția de manager, cum v-ați hotărât și de când sunteți managerul acestei unități sanitare? Sunt manager de pe data de 4 decembrie 2020. A fost o provocare pentru mine. Eu am absolvit bioinginerie medicală, management sanitar, acum 20 de ani, când această specializare exista în cadrul facultății de bioinginerie. Acum există un master. Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge în această poziție, dar probabil că crescând în spital, știind nevoile tuturor,
am ajuns și în punctul ăsta și mi-am luat inima în dinți și am zis, vorba copilului meu, mamă poate face orice și găsește soluții. Și... Așa sunt toate mamele, deci prin ochii copiilor. Exact, nu pot să... Mama trebuie să facă în așa fel încât să rezolve orice problemă. Și am considerat că la spitalul de copii e nevoie de o mamă. Și cum e mama manager de la spitalul de copii la ora actuală? Cum a găsit spitalul? Spitalul era COVID, reabilitare. O situație destul de grea, dar pentru noi cam așa a fost întotdeauna, pentru că spitalele de copii sunt în general subfinanțate. Nici nu pot să facă resurse proprii sau venituri proprii, pentru că copilul are gratuitate. Și trebuie să managerezi atât cât ai și să obții cât mai mult prin decontări, prin diferite programe. Pentru asta ne luptăm în fiecare zi. Dar știți cum e. Asta avem, hai să vedem ce se poate face. Și începem să construim. Și construim ca la un moment dat să putem spune am făcut totul pentru copiii noștri. Nu cred că vom ajunge acolo, pentru că întotdeauna mai trebuie ceva de făcut și probabil că există undeva în lumea asta o tehnologie care ar putea ajuta copiii noștri, dar noi pe spre asta te întindem. Important este să avem speranța. De cât timp există acest spital de copii și dacă putem spune că e cel mai mare din Moldova și care are clinici care nu există în alte unități sanitare? El datează din 1970. Atunci s-a început activitatea în acest spital. Noi suntem spitalul cumva regional pe întreaga regiunea Moldovei pentru tot ce înseamnă patologia pediatrică. Avem cea mai înaltă competență, începând de la ATI și specialități pediatrice. Derulăm programe care sunt unice la noi în Moldova. Este o răspundere foarte mare, avem o echipă de profesioniști extraordinară, un devotament de admirat. Uneori își sacrifică familia ca să fie alături de copii, pentru că cele mai grave cazuri și cele mai complicate ajung la noi, către noi. Din toate județele Moldovei? Din toate județele Moldovei și nu numai. Dacă nu sunt locuri la Constanța, am primit un copil cu leucemie și patologie HIV la noi. Pentru că nu putem spune nu. Pe 18 septembrie 2019, la 50 de ani de la înființare, ați semnat un proiect pentru reabilitarea acestui spital? Da, a fost vechiul management. Era o reabilitare mult așteptată și mult dorită. Încă din anii 2012 noi visam la această reabilitare. Dar de ce nu s-a făcut în toată această perioadă? Pentru că trebuie să identifici sursa de finanțare care să poată susține un astfel de proiect. Noi avem 652 de paturi. Suntem un spital cel mai mare din Moldova și printre puținele din țară. Avem 44 de paturi pe secția anesteziei terapie intensivă. Deci suntem un mastodont, putem spune. Iar când decizi o reabilitare pentru un astfel de spital care și-a adresabilitate regională și tu trebuie să păstrezi actul medical în funcțiune, în realizare, este o decizie pe care trebuie să-și asume toată lumea, decidenții, DSP-ul, Consiliul Județean, în primul rând, ei au cea mai mare răspundere și probabil că sunt cu sufletul și întotdeauna sunt cu sufletul alături de noi ca să putem trece de această perioadă și personalul care trebuie să asigure siguranța pacientului în condiții de reabilitare. Și de unde a venit această finanțare și care e valoarea ei? A venit prin fonduri europene de eficientizare energetică din contractul parvenit către noi undeva peste 121 de milioane de lei. Este un proiect în care spitalul pur și simplu pleacă de la zero, adică rămân doar pereții. Doar pereții. Și pe pereții aia se construiește tot, din nou, instalații termice, electrice, tot, nou. În cât timp vom avea un spital nou? Noi sperăm cât mai repede. Termenele proiectului probabil că vor fi decalate în funcție și de cum există criza mondială, construcții, dar constructorul ne-a asigurat
că va depune toate eforturile să susțină această lucrare și să o termine cât mai repede pentru a o reda copiilor. În toată această perioadă, bănuiesc că n-ați închis secții din spital și ați lucrat pe tronsoane. Sau comasat. De pe stânga pe dreapta, de pe dreapta pe stânga, ca să putem da front de lucru constructorului. Noi am fost cumva privilegiați. Cred că Dumnezeu a dus astrele, nu că ar fi vrut pandemia să vină pentru că se reabilitează spitalul de copii după 50 de ani, dar faptul că s-a redus activitatea pe perioada pandemiei ne-a ajutat pe noi să putem asigura urgențele și pacienții cronici au putut fi rezolvați în internări de zi. Noi către internări de zi am deschis foarte mult frontul de lucru pentru a nu neglija nici pacientul cronic, dar pentru a asigura și internarea pacienților critici și asigurarea locurilor disponibile, fără a trebui să internăm pacientul cronic decât atunci când, într-adevăr, nu s-a decompensat. Deci, cumva, pandemia ne-a ajutat. Au fost și oameni sau părinți care s-au temut să vină cu copiii la spital din cauza COVID-19. Da, au fost pacienți care au venit târziu din cauza părinților care, pe bună dreptate, am trăit ceva ce nu am mai trăit niciodată. Cel puțin generația noastră nu a prins pandemia de acum 100 de ani. A fost o situație nouă pe care fiecare a gestionat-o, cum a reușit. Părinții, în general, au fost destul de vigilenți în ceea ce privește urgența pacientului pediatric. Dar au fost și cazuri când au amânat. Și asta a complicat un pic lucrurile, dar copiii au fost stabilizați. Aveți reabilitarea, a venit și pandemia. Cum v-ați descurcat? Care au fost cele mai stringente probleme în această perioadă pe care trebuie să le gestionați? Adresabilitatea COVID crescută anul trecut către spitalul nostru. Am avut 1.012 pacienți tratați de COVID-19, dintre care 15 decese. Și internați 395 de aparținători. A fost un flux foarte mare, o patologie nouă, pe care, din fericire, copiii noștri au menegeriat-o destul de bine și organismul lor a reacționat favorabil. Dar a fost o provocare pentru noi, pentru că în acea perioadă până și Clexanul, care s-a administrat în această patologie, a fost o adevărată aventură să poți să faci rost de el. Au fost cazuri când nu aveam furnizori pe SICAP și mergeam din farmacie în farmacie să cumpărăm câte cutii mai au în farmacie ca să putem administra copiilor. Din fericire a trecut acea perioadă. Cumva acum suntem pregătiți dacă am mai trece prin așa ceva. Era următoarea întrebare, sunteți pregătiți pentru o pandemie? Suntem pregătiți. Deja am experimentat acea perioadă, am trecut-o, să zicem noi, cu succes. S-au obișnuit și copiii și aparținătorii cu acele costume cu care se îmbracă personalul medical. Ce le explicau asistentele copiilor? De obicei spuneau că sunt cosmonauți. Da, și că hai să jucăm un joc, eu mă îmbrac așa și după dacă mă recunoști, sunt fată sau băiat sau trebuie să inventezi orice. Dacă la un adult, când îl abordez pentru a-i pune o banală flexulă, adultul este cooperant, întinde mâna și îți oferă mâna, ai prins vena și s-a rezolvat. Copilul nu. Copilul plânge și este speriat și atunci trebuie să faci o adevărată negociere cu el, să-l aduci cât de cât să aibă încredere în tine, să-i poți să administrezi sau să faci manevra medicală care este în beneficiul lui. Și atunci este foarte important ca personalul medical să fie dedicat profesiei. Da. Ca să se apropie, pentru a se putea apropia de pacient, mai ales de pacientul. Da, pentru că altfel, dacă ai o atitudine foarte rece, copilul te respinge. Ați avut o secție înființată pentru un compartiment COVID în toată această perioadă? Da, avem secția tampon, suspecți COVID și zona roșie și tot am transformat-o în funcție de nevoile pacienților. Am avut și 60 de copii internați
Din fericire, această reabilitare ne-a adus un bonus, spunem noi, pentru că în fiecare salon a spitalului există prisă de aer comprimat și oxigen. Deci, teoretic, noi puteam să avem ceea ce n-aveați până la reabilitare. Spital întreg putea oferi suport pacienților, sursă de oxigen. Spuneați la un moment dat, dacă s-ar înmulți cazurile, atunci... Am face față. Ați face față. Da. Și personal medical în perioada pandemiei ați angajat sau ați redistribuit? Noi fiind în reabilitare am redistribuit personal care exista deja pe secție, fiind restrâns activitatea. Noi personal medical nu am angajat pe perioada pandemiei. În toată această perioadă de reabilitare ați reușit să înființați și secția de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Da, cu unitatea funcțională ARŞ. Descrieți-ne puțin această secție. Există ordinul 467 din 2017 în care prevede că trebuie înființată această unitate funcțională ARŞ. Înainte era un compartiment pe o secție de chirurgie. În 2017 îți spune clar că tu trebuie să faci anumiți pași și îți dă un termen de 3 ani, prelungit după aia la 5 ani. În momentul când s-a predrat tronsonul din stânga nou, în care respectam condițiile înființării acestei unități funcționale, atunci ne-am decis să facem acest pas. Pentru a fi în concordanță cu legislația și a respecta legislația în vigoare vizând organizarea funcțională, pentru că terapia și procedura în aceste cazuri, în acești pacienți, se face cum se realiza și înainte de această structură. Numai că acum este în cadrul chirurgiei plastice, așa cum prevede legislația în vigoare. Și câte paturi are această secție? Are 20 de paturi de chirurgie plastică și 10 unitate funcționale ARŞ plus 2 de ATI ARŞ. Deci UFA are 10 pe secție și 2 pe terapie intensivă. Până la înființarea acestei secții, copiii cu arsuri, dacă erau mai mulți, unde erau tratați? Erau tratați pe chirurgie plastică și pe chirurgie 1. Adresabilitatea în continuare, deși sunteți în reabilitare, continuă să fie foarte mare. Am văzut acest lucru și când am fost zilele trecute și am filmat părinți și copii, holurile de jos crește. Sunt pline. Părinții, bine, și patologia a crescut, patologia copilului, dar și încrederea părinților de a veni la spital. Și mă bucură pentru că, cu toate că suntem supraaglomerați, că acum holul mare nu există, i-a dat constructorului, deci avem multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Dar când vezi că părintele vine cu încredere la spital să afle ce se întâmplă cu copilul lui, te bucură pentru că asta înseamnă că facem un pas în educație, în educația medicală și în a conștientiza că un copil sănătos este un adult sănătos. Sunt părinți care se plâng uneori de faptul că așteaptă prea mult în unitate de primire urgență sau în triaj până este preluat de un medic. Da. Din păcate, reabilitarea... E o poveste veche. O știm. Și de ani de zile. Pe bună dreptate, din cauza aceasta este și acel proiect de extindere UPU. Tocmai pe acest motiv, pentru că adresabilitatea către unitatea de primire urgență este uriașă și presiunea este mare. Și atunci... patologia gravă și foarte gravă, pacientul cu accident rutier, politraum, feroviar, arsură, are prioritate. Și pacienții care au febră, sindrom convulsiv are prioritate. Febra 38-39 la pacientul pediatric, ci că este ok. Adică nu este o urgență majoră. Și el trebuie investigat pentru a putea vedea sursa acelei febre. Și atunci, timpul de așteptare, având în vedere că noi acum avem 3 spații, cam 3 camere, un apartament cu 3 camere, cam asta este deci locația. Este subdimensionat. Este subdimensionat. Cu cele 6 paturi. Atât avem, 6 paturi. Norma este pe 6 paturi. Atâți medici, așa spune legislația. În extinderea UPU sunt prevăzute încă 30 de paturi. Și va fi cu o clădire nouă. Când? Dacă dă Dumnezeu și se termină o licitație, că știți, noi depindem de licitații și ne rugăm să nu fie contestații sau să fie sau să se prezinte cineva la licitație, că în zilele astea când există criza asta pe construcții și pe materiale de construcții, nici nu mai știi. Dacă mai vine cineva, te mai bagă în seamă.
Este un proiect derulat de Consiliul Județean, este un alt proiect al nostru de suflet și ne dorim din tot sufletul să realizeze și dacă dă Dumnezeu, vom începe prin anul acesta extinderea UPU. Și ambulatorul de specialitate? Ambulatorul care este la partea unui bloc. Este o stradă. Deci nu este în interiorul spitalului? Nu, așa a fost întotdeauna. Ne-l dorim în curte. Am făcut solicitări la Consiliul Județean cu o extindere spital. Avem curtea din spate ca să putem face ambulatorul, centrul de recuperare neuromotorii și extinderea de numărul de săli, spații medicale. Pentru că nevoia este foarte mare. Iar aparținătorul se internează alături de pacient. Noi pe structură avem doar 24 de aparținători. Și câte paturi sunt pentru aparținători? 20, că așa e în structură. Mai mult de atât, nu avem unde să-i punem din cauza spațiului. Câți aparținători avem? Asta voiam câți să vor să se interneze. Pentru și că, până cum 235, 300 de aparținători. Pentru că nu-i poți, eu ca mamă, nu poate să-mi interzică nimeni să stau alături de copilul meu. Și atunci, dacă părintele solicită, chiar dacă pacientul este de 16 ani, 17 ani, dacă părintele... Vreau să vă întreb, poate e o limită de vârstă. Spune așa, până la 14 ani se poate, se internează aparținătorul dacă își dorește. Peste 14 ani, cu avizul șefului de secție. Niciun șef de secție nu va opri o mamă sau un tată, avem și tații care se internează, să stea alături de copilul lor. Părinții care doresc să vină cu cel mic în ambulator sau pentru internare de zi, care sunt pașii pe care trebuie să-i în ambulator urmeze? Cu privilegiu de trimitere la parterul blocului de peste drum, momentan, sperăm să... Pentru că gândirea noastră a fost așa, intră în curte, se duce în ambulator. Dacă are bilet de trimitere pentru o internare de zi sau internare continuă, el își continuă traseul în aceeași clădire. Nu plimbi oamenii care sunt oameni veniți la țară, ei nu știu unde e blocul ăla, care e blocul, unde, la parter, pe unde se intră. Și atunci îi plimbi, se plimbă oamenii și nu-și găsesc zona, cu toate că sunt cât de cât repere. Ne dorim ca totul să fie concentrat în jurul spitalului, ca pacientul, când ajunge la noi, să poată beneficia de tot ceea ce înseamnă evaluare medicală și tratament și să plece acasă. În spital există și o clinică de oncologie. Din păcate, sunt copii care suferă de diverse boli oncologice. Din păcate, da. Și este în creștere această patologie. Care e capacitatea și ce s-a întâmplat în această perioadă de reabilitări cu această clinică? Clinica a funcționat la parametri maxim 45 de paturi, pentru că nu ai cum. Pacientul oncologic nu are timp să aștepte nimic. El se luptă în fiecare zi pentru viața lui. Și atunci nu a fost afectată activitatea pe secția ATI, pe secția oncologiei. Noi nu am, secția ATI și secția de oncologie au fost singurele care nu au fost afectate la numărul de paturi redus. Și ce se întâmplă? Mi-a spus că adresabilitatea este foarte mare. Ce se întâmplă dacă sunt mai mulți copii decât numărul de paturi? Am avut în momente când am avut și 47-48. Le alocăm salon suplimentar și internăm acești copii. Și părinții, aparținătorii? Alături de copii. Alături de copii. De asta ne dorim o extindere ca să decongestionăm. Sunt prea multe suflete într-un 10 metri pătrați. În 70, când a fost proiectat acest spital, nu aveai voie să te internezi alături de copil. Vă spun că eu în 89 am fost operată de apendicită, mama n-a avut voie să stea cu mine în spital. Ce clinici erau la început, în 70, când a fost pediatrie, înfită? Prematuri și chirurgie. Și acum, la ora actuală? O, Dumnezeule, sunt atâtea Spuneți-ne. Specialități. Cardiologie, nefrologie, neurologia, care este, din păcate, în creștere. Oncologia. Astea pe tot ce înseamnă specialități pediatrice, avem pe specialitățile de pediatrie generală, avem infecțioasele, că a trebuit să ne descurcăm cât au fost închise infecțioasele pentru internarea pacienților și au fost dedicați COVID. Și încep specialitățile chirurgicale, ortopedie, chirurgie plastică și chirurgie generală.
Vrem să aducem oftalmologie. Nu aveți nu deocamdată? Există oftalmologie și vrem să aducem ca și ambulatoriu, dar ca și număr de paturi în secția de într-o secție de chirurgie. Sunt imagini din noua secție, din noua locație, dar toți înghesuiți suntem. Deci ei se vor muta în locație nouă. Sperăm cât poate într-un an, un an și un pic, să arate altfel. Din proiect este o bijuterie. Ce se întâmplă cu acei copii care au boli oftalmologice și au nevoie de... Se duc la neurochirurgie. Se duc la neurochirurgie. Da, sau la spiridon. La dumneavoastră, știu, vorbeam înainte de emisiune, există și un centru regional de genetică medicală. Ce înseamnă acest lucru și ce se întâmplă în acest centru? Toată ce înseamnă patologia genetică a copilului, dar și cu consult genetic și analize ale părinților, ceea ce intră pe programul național. Ce nu intră pe programul național sunt consultații genetice ale copilului, care sunt decontate de casă. Pentru adulți noi nu avem decontate de casă, dar casa de asigurări. Se pot face și contracost la solicitare. Există și centru de genetică adulți la Sfântul Spiridon. Și se elaborează diagnostice pentru diverse cauze genetice? Da, pentru a diagnostica în primul rând copilul. Da. Și pentru ce afecțiuni? Tot ce înseamnă afecțiuni de cromozomi, afecțiuni genetice, erori ADN cunoscute. Sunt și necunoscute în care nu se poate preciza. Sunt și combinate. Domnul profesor Rusu este un reper în ceea ce privește, o face cu atâta pasiune. Dar și consilierea părinților, pentru că sunt cazuri în care într-adevăr există o problemă și atunci se conștientizează părinții pentru o eventuală sarcină ce va urma. Și pentru că vorbeam mai devreme de clinica de oncologie, aveți și un compartiment de îngrijiri paliative? Avem și compartimentul de îngrijiri paliative. Este pe aceeași etaj, acum pe același sector, care are o adresabilitate în creștere și probabil că la următoarea structură pe care o vom modifica și vom mai aduce îmbunătățiri, că ne mai lipsesc niște lucruri, vom crește numărul de paturi pe compartimentul de paliație. Și câte paturi aveți la ora actuală? 10. Și cum sunt ocupate aceste paturi? Dacă sunt mai mulți tot pe liste de așteptare? Sau? Nu, paliația nu prea are liste de așteptare. Și atunci, în momentul când avem supra-solicitări, mai punem un pat, mai alocăm un salon. Și asta ne determină că la următoarea modificare de structura noastră, probabil că o să o facem, să identificăm nevoile copiilor și să ne adaptăm conform noilor patologii. Odată cu noua reabilitare, bănuiesc că și spitalul va fi dotat cu echipamente performante de ultimă generație? Toate dotările vor fi noi, radiologie și bloc operator, că acum există, constructorul este în corpul B, corpul care este inima spitalului, unde avem bloc operator și laboratorul de radiologie și magistică. CT-uri, RMN-uri? RMN avem, dar este în curte. L-avem pe proiectul cu norvegienii, un proiect dedicat pacientului cu patologie oncologică. El nu va fi afectat de reabilitare, fiind într-o construcție în curte, separat. Dar vom avea aparate de radiologie performante, computer tomograf, tot ceea ce înseamnă dotare bloc operator, mese de operații truse, motoare. Blocul operator câte săl de operație are? Și dacă 5 are. Bine suficiente, dar încercăm să le eficientizăm. În momentul acesta funcționăm cu 2-3, sunt la constructor să le reabiliteze, le așteptăm ca sufletul. Dacă sunteți părinte, sunteți mamă, dacă ați merge, să spunem, se întâmplă să ajungeți într-un spital, aveți nevoie de o consultație sau aveți nevoie de o internare, ce ați dori să găsiți? Pentru copil mă refer. Ce ați dori să găsiți în acel spital? Sau cum ați dori să fie experiența? În primul rând, cei mai buni specialiști. Asta mi-aș dori. Să găsesc medicii care să poată să-mi rezolve patologia copilului meu. Ceea ce avem,
pentru că... Vreau să vă întreb, cum stați cu resursa umană? Aici stăm foarte bine. Foarte bine, pentru că știți cum, ne mai facem așa câte o verificare. Mai avem o cazuistică deosebită și aplicăm toate terapiile pe care le dispunem și le avem la nivel, putem spune că suntem la nivel european ca și terapii de hemofiltrare, plasmafereză, hemodiafiltrare. Și avem cazuri foarte grave la care părinții se duc și mai cer un second opinion în Anglia, în Germania, în Italia, în Franța, și atunci au răspunsul, s-a făcut sau se face tot, ce? Mai mult de atât, noi nu avem ce face nici la noi. Și este un lucru care ne spune nouă că am ajuns acolo, la nivelul ăla în care putem oferi maximum. Ceea ce arată că și echipa medicală are puterea să susțină aceste terapii. Deci, cei mai buni specialiști mi-aș dori pentru copilul meu. Să am dispozitive medicale și aparatură medicală de înaltă performanță ca să se poată realiza terapiile pe care le indică specialiștii, să avem medicamente și materiale sanitare și mai multă empatie. Există empatie la ora actuală în sistemul sanitar din România? Există. Nu vă întreb la spitalul dumneavoastră, în general. Nu, și la noi la spital există și nu există. Adică sunt și cazuri când nu există. Le-am văzut eu cu ochii mei. Și este poate și faptul că o parte din personal vede de atâția ani, de 20 de ani, 30 de ani în suferință, nu mai empatizează, nu mai are putere să mai empatizeze. A devenit o rutină jobul. A devenit o rutină, da. Și întotdeauna le spun și îmi spun și mie că în locul copilului pe care îl vezi în fața ta, poate fi propriul tău copil. Lucrând pe secția de anestezie terapie intensivă, eu am văzut suferința părinților care își pierd copilul. Este... nu poate fi comparată cu nimic. Cu nimic. Iar cea în a treia zi de muncă în această secție, s-a constatat decesul unui copil de un an și două luni, necat într-o baltă, a căzut pur și simplu, căzut cu fața într-o baltă și aspirat. Mămica și-a luat copilul mort în brațe și a început să plângă cu un plâns de la, deci nu vreți să știți, te paralizează. Este durerea unei mame care își pierde sensul vieții de a trăi. De fiecare dată când văd un copil bolnav, mi-amintesc de imaginea acelei femei care a îngenunchiat copilul mort în brațe. Pot zic că tot personal din ATI a început să plângă și s-a dus. Este lucru care mă emoționează și acum. Pentru că acolo, momentul ăla este durerea supremă. Mai mult de atât nu există. Mai mult de atât nu-ți poate da Dumnezeu decât să nu ai copilul lângă tine. Măriți, poți să construiești orice. Poți să iei de la capăt. Iar expresia mai ai copii acasă, dacă îți moare asta, nu există. El este unic. Și puiul din păcate tău... se aude frecvent această întrebare. Nu. Iar sufletul tău de părinte este sfâșiat pentru totdeauna. Dar încercăm să creștem și la empatie, la emoție. Este consum psihic și pentru personal, pentru că părintele vine disperat și trebuie să-i explici, trebuie să-l liniștești în primul rând pe părinte și după aceea să-i oferi și confortul și a părintelui și a copilului. Noi, de fapt, lucrăm cu doi pacienți. Eu am fost o mamă disperată. Pe mine, pediatrii, mă linișteau întâi pe mine că a spus să... Deci eu am trecut. Eu am fost o mamă exagerată. Copilul meu când făcea 38-5 eram disperată. Eram cu el la ușa pediatrului. Îmi spuneam, iară tu? Bineînțeles, cred că în primul și în primul rând trebuie liniștit părintele. Da. Explicat despre ce este vorba. Să înțeleagă, pentru că în momentul ăla de stres, dacă ți se spune, tu nu conștientizezi. Am pățit-o. Mi s-a explicat, dar eu n-am înțeles nimic, pentru că eram în transă. Și atunci trebuie să avem răbdare să mai explicăm o dată și încă o dată până când părintele reușește să iasă din starea aia de criză și împreună să manageriem, pentru că personalul medical are nevoie de părinte. Părintele este cel care ajută la aplicarea tratamentului în cazul copilului. Mama îl liniștește, mama îi oferă încredere să ia un sirop, mama îi spune că vine, dăm apă la fluturaș. Noi colaborăm cu mama. Și ați avut cazul în care a trebuit să scoateți mama din salon sau din UPU pentru că
Era mai panicată decât copilul? Nu ai cum să o scoți. Oricât de panicat ar fi, trebuie să o lași, să liniștească și explici din nou. Există psiholog în spital? Nu, și-au dat demisia toți. Nu ar fi normal să existe un psiholog într-un spital de copii? Da, încercăm să găsim psihologul care să nu mai fie, să nu-și mai dea demisia când în stări de criză. Asta ne dorim din tot sufletul. Ce înseamnă stări de criză? Păi când s-a declanșat COVID-ul și criza de COVID, și-au dat demisia. Trecem mai departe. Aici nu știu ce să vă... cum trebuie să punctez. Trecem mai departe. Voiam să știu care sunt cele mai complexe cazuri pe care le-ați avut în ultima perioadă. Noi suntem spital de urgență. Avem o adesibilitate pe Moldova și încep de la tot ce înseamnă patologia malformativă neonatală, care este într-o creștere îngrozitoare. Tot ce înseamnă patologia oncologică, începând de cancerul de ovar la nou născut, patologia pacientului cu traumă, politraumă, accidente, căzături de la înălțime, electrocuțiile, care sunt cool. Am văzut anul trecut, anul ăsta, parcă a fost un pic mai liniște, dar anul trecut a fost o perioadă, probabil, nu știu... Moda să-ți face un selfie. Cred că și-au dorit cumva să iasă din perioada aia în care au fost restricții și am dat să fim cât mai vizibili. Dar le rezolvăm. Le rezolvăm cât permite protocoalele medicale și tot ce a descoperit medicina până acum. Pentru că uneori mai intervine și partea Dumnezeu decide, pentru că tu aplici același tratament tuturor copiilor pentru patologie respectivă și dai totul de la tine. Și sunt pacienți care scapă miraculos. Deci e importantă și credința în tratarea pacienților. Da, și ei au resurse. Pacientul pediatric, copilul, are resurse de regenerare. Au forță, cum eu am spus, când simt că nu mai pot și sunt compleșită de atâtea probleme care se ivesc, mă duc în terapie intensivă și mă uit la noi născuții care au forță în a lupta pentru fiecare respirație. Dați-ne un exemplu de un caz care v-a marcat, pentru că nu vă așteptați să... Nu s-a așteptat nimeni din echipa medicală, o fetiță cu atrezie esofageană care acum are 12 ani. Cu un sepsis foarte grav, domn profesor Aprod a operat-o ultima oară și a spus de aici doar Dumnezeu decide, că eu mai mult de atât nu pot să fac. Bunicul s-a dus și a cumpărat sicriu. A doua zi copilul a început să se îmbunătățească starea. Fetița are 12 ani, Maria. Aceste povești vă motivează să mergeți mai departe. Da, dacă ei pot, noi nu avem de ce să ne plângem. Nu avem niciuna din problemele lor. Aveți și în cadrul spitalului și o secție de recuperare medicală? Da, avem balneofiziochinetoterapie, că așa era de 30 de ani. Este în Ornescu, vrem să o aducem în spital. Deci tot în afara spitalului? Da, este clădirea aia care arată într-un fel deplorabil în spatele maternității Elena Doamnă. Și o vom aduce probabil anul acesta în spital, pentru că adresabilitatea este mare și din spital și nu putem transfera copiii acolo în secția aia. Ne dorim, visul nostru este să facem acel centru de recuperare neuromotor în care să avem și bazin, în care pacientul să fie recuperat din toate punctele de vedere fizice, emoționale, să avem și logoped, să încercăm să... Nu există logoped în cadrul spitalului? Nu există, există un doar cu prestări servicii, dar să putem trata și patologia nouă, tot ce înseamnă sindrom Down, autism, în care trebuie o echipă complexă. Acești părinți cheltuie sume enorme. Unii din ei nici nu au atâția bani să-și poată recupera copiii. Această patologie există și noi trebuie să încercăm să oferim toate condițiile să putem recupera cât mai mult acești copii. Și ceea ce este foarte important, trebuie luați de la vârstă foarte mică, un an jumate, doi. Adică atunci îți dai seama că copilul prezintă o anumită patologie și trebuie intervenit și lucrat.
zi de zi. Și la ora actuală, un copil a suferit un traumatism, este operat, ar trebui să facă recuperare. Poate face la dumneavoastră, merge da, sistem... conform legislației, de două ori pe an, 21 de zile. Și e de ajuns? Nu. Nu. Și atunci încercăm să facem acest centru de recuperare neuromotonic care să ne permită să putem ține copilul 45-60 de zile. Degeaba faci o... Degeaba chirurgii reconstruiesc și recuperează copilul. Dacă el nu recuperează motor după, funcțional după și susținut, și cea mai mare recuperare se vede în primele 6 luni și copiii au rezultate excepționale pentru că ei au resurse de revitalizare enorme. Deci n-ai făcut nimic. Nu l-ai ajutat pe copilul acela până la capăt. L-ai dus undeva și l-ai pierdut. De aici încercăm să depunem toate eforturile să construim acea clădire care să fie atașată cu ambulatoriu, să avem acel bazin și să găsim cadrul legislativ care să permită copiilor noștri să aibă acces la recuperare. Și pe când aceste lucruri, toate aceste lucruri? Dacă cu Doamne ajută, că numai Dumnezeu ne mai poate ajuta. Am stabilit. Am stabilit, și... da. Divinitatea. Da. Toată lumea zice ajută. S-a făcut reabilitare, se extinde UPU. Nu-i de ajuns. Mai avem multe de lucruri de făcut pentru copiii noștri. Ne dorim acea clădire. Sperăm poate în 4-5 ani să fie realizată și să putem fi un centru de referință în reabilitarea copilului. Spuneți mai devreme că spitalul are la ora actuală 652. Se va mări numărul de paturi odată cu reabilitarea sau rămâneți în același... Nu, rămânem în aceeași structură. Numărul de paturi se poate modifica doar prin ordin de ministru, iar noua tendință este de a limita internările și aduce către ambulatoriu și medicul de familie. Bine, și structura aia trebuie organizată ca să poți să duci pacientul în ambulator cât mai multe investigații. Noi eficientizăm, luăm paturi unde nu au adresabilitate și le ducem către secțiile care sunt cu adresabilitate mare. Și atunci ne descurcăm în cele 652 de paturi. Și sunteți, putem spune că sunteți ATI-ul de la Spitalul de Copii, unul din cele mai mari... Din țară. Din țară? Da. Mă gândeam că spun din Moldova. Nu, din țară, din ATI... Pediatrie este unul din cel mai mari din țară, cu 10 paturi de neonatologie. Vă întreb dacă aveți un exemplu, un model de unitate sanitară, de spital pe care l-ați văzut, l-ați vizitat. Cum ați vrea să arate spitalul unde sunteți manager? Din punct de vedere a construcției și a gândirii modului de funcționalitate, îmi place spitalul din Aachen. L-am văzut și îmi place. Dar știți cum e? Vreau clădirea lor, dar cu oamenii noștri. Te duci afară și îți pui speranțe și vezi și... Într-adevăr, au protocoale foarte bine stabilite. Acolo nu se discută și... Eu cred că noi suntem mai umani, mai echipă, mai interactivi, mai găsim soluții. Acolo unde toată lumea zice că nu este. Încercăm totul. Deci aș vrea clădirea aia, dar cu personalul medical al nostru. E un lucru bun ceea ce îmi spuneți. Pentru următoarea perioadă, alte proiecte pe care managerul Spitalului de Copii le are în plan? Asta îmi doresc din tot sufletul să facem acea extindere și să aducem centrele ambulatoriu în curte, centrul de recuperare neumotorie și să extindem partea de cazare în spații medicale. După toată această reabilitare, va exista un plus pentru spital, nu doar în ceea ce privește spațiul hotelier. Va exista un plus și în ceea ce privește resursa umană, serviciile oferite. Încercăm să ne dezvoltăm și acolo unde avem deficit de personal, încercăm să găsim cei mai buni specialiști. Partea administrativă la noi suferă, ca și salariile în TESA la noi în spitale sunt foarte mici. Și atunci avem un șef resurse umane care e a treia oară când îl scoatem la concurs, poate se prezintă cineva, un șef de achiziții pentru că răspunderea este enormă.
Și atunci profesioniștii nu se îndreaptă către un astfel de post în care răspunderea este enormă și salariul mic. Dar noi sperăm din tot sufletul că va veni și la noi un specialist cu suflet care se va veni doar pentru copii, în primul rând. Cum a fost această perioadă de când sunteți manager? Cum ați simțit-o? Deci a fost ca în sportul ăla cu... Body jumping? Așa. Așa m-am simțit. Ori eram la fundul prăpastiei, eu eram sus la cer cu Dumnezeu. Dar cred că... Suișul și coborâșul și cu bune și cu rele. Și cu rele, da. Dar cred că Dumnezeu are un plan pentru fiecare. Și probabil o misiune. Aceasta e misiunea mea, care se va termina la un moment dat. Trebuie să o luăm cu semnitatea. Nu trebuie să fii manager pe viață. Nu trebuie să fii. Trebuie să fii manager cât îți dictează conștiința că poți face ceva pentru acești copii. Unde îți dai seama că nu mai poți și nu ești capabil, te duci și îți faci meseria de bază. Eu pe principiul ăsta. Eu sufăr că nu mai sunt în ATI să fiu acolo în alături de pacienți, să văd când se dă lupta. Ați făcut lucruri bune în această perioadă scurtă de când sunteți manager. Vă gândiți să mergeți mai departe? Da, dacă pot să construiesc ceva, da. În momentul când n-am să mai pot să construiesc și să îmbunătățesc ceva, mă duc în locul unde îmi pot îmbunătăți. Iar profesia mea, în fiecare zi pot să îmbunătăți ceva, pentru că se dezvoltă ceva tehnologie în lumea asta. În perioada aceasta au fost tratați și copiii refugiați din Ucraina? Da, am avut și pacienți din Ucraina și pacienți chiar critici. Patologie? Patologie oncologică. O parte a fost transferată în Italia, a fost făcută un fel de culoar de ajutorare. Dar majoritatea au venit în ambulator, internări de zi, mică chirurgie, internări pe pediatrie, patologie specifică pacientului pediatric, copiilor noștri, dar nu putem spune că am avut o adresabilitate mare pe cazuistica gravă. Nici n-am avut pacienți care au suferit traumatisme în timpul războiului. Nu am avut, din fericire. Dacă ar fi să-mi spuneți acum un lucru care ați fi vrut să-l realizați în perioada de când sunteți manager, dar n-ați reușit până în momentul de față și aveți un regret. Oh, mi-am pus atâtea targeturi. Nu, cred că am împlinit cam tot ce am vrut să fac, mai devreme sau târziu. Ați bifat tot ceea ce ați avut în agenda? În urgență. Eu îmi pun termene mai puțin rezonabile sau rezonabile, pentru că dacă devin verșunat pe un obiectiv, s-ar putea să pierzi din vedere celelalte obiective. Dacă te nișezi pe anumită patologie, s-ar putea să nu fii atent la ceilalți copii care au altă patologie și atunci trebuie tot timpul să ai o privire de ansamblu, să-ți pui mai multe ținte și rând pe rând, la sfârșit de an, să vezi ce ai realizat și de ce nu ai realizat. Sunt factori care țin de noi ca și organizare, da? Exemplu, s-a amânat anumite... achiziția pe point COVID pentru că nu am avut personal pe achiziții, da? Și asta am simțit-o eu ca și responsabilitatea mea, că n-am putut să aduc oameni pe achiziții. Din fericire s-au găsit până la urmă și am reușit să demarăm, dar sunt și avize lucruri. Mi-aș dori să se termine cât mai repede reabilitarea, să putem reorganiza un pic spitalul, pentru că am constatat într-un an de zile s-a schimbat patologia și adresabilitatea. De exemplu, ne trebuie medic ginecolog. Ne-am luat constatator de nașteri. Fetiță de 12 ani venită la noi, durere abdominale, a născut un făt care nu a fost viabil. Ne pregătim și pentru, probabil că trecem o altă etapă. Nu știu, cred că și noi ca părinți ceva ne scapă la copiii noștri. Trebuie să fim atenți cu tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, cu tot ceea ce se întâmplă în societatea actuală, cu copiii noștri. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această după-amiază. Mulțumesc și telespectatorilor. Vă ținem pumnii să realizați toate proiectele pe care le aveți în plan. De la Iași, la revedere!